Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Astro Confidențial și sărbători fericite! Cu siguranță toată lumea este curioasă în legătură cu ce ne rezervă 2015, mai ales după un an atât de încărcat în care a trebuit să facem față provocărilor astrelor și acestea nu au fost puține. Iată că dacă ne așteptăm la liniște și pace, s-ar putea să fim puțin dezamăgiți. Asta pentru că și 2015 va fi un an dinamic, neliniștit de reconfigurarea strategiilor, dar și a sistemelor filosofice, religioase, spirituale pe care ne întemeiem existența. Trebuie să mai menționez faptul că în cele din urmă, în anul ce urmează, se termină și aspectul tensionat dintre cei doi grei ai zodiacului, adică Uranus și Pluto. Ultima cvadratură, cea de-a șaptea din seria de care tot vorbim, se produce în luna martie. Asta înseamnă că ar trebui să se termine revoluția personală care a început în 2012 și, cel mai probabil, suntem mai înțelepți, mai siguri pe noi, pe ceea ce vrem de la viață. Dar trebuie să ținem cont de faptul că această tensiune dintre semnele cardinale ale Berbecului și Capricornului se va menține la un grad mai mic sau mai mare până în vara lui 2017. Pe un alt plan, dacă zodiile cardinale, cele direct afectate de respectiva cvadratură, pot respira oarecum ușurate, în schimb, în vizorul astrelor ajung semnele fixe și mutabile. Este, de fapt, favorizată evacuarea ultimelor rămășițe de tipare învechite, de structuri dărăpânate și creionarea de noi începuturi. Jupiter se va afla în zodia leului, semn fix până pe 11 august 2015, atunci când va intra în zodia Fecioarei, semn mutabil. Saturn s-a instalat deja în Săgetător, dar numai după ce va mai da încă o raită prin Scorpion, semn fix și el în perioada 14 iunie-17 septembrie 2015. Neptun rămâne în zodia Peștilor, tot zodie mutabilă, iar nodul Nord intră în zodia Fecioarei pe 12 noiembrie 2015. Dar avem de-a face și cu o accentuare a semnelor de foc, anume vorbim despre Uranus în Berbec, Jupiter în Leu și Saturn în Săgetător în mare parte a anului. Semnele de foc înseamnă expansiune și explorare, creativitate și afirmare, voință și mobilizare, dar tot ele accentuează vanitatea, egocentrismul, nevoia de a fi aplaudați la scenă deschisă, dar și abilitatea de a ne crea o imagine pompoasă, impresionantă, după care se ascund nesiguranțe sau lipsă acută de substanță. Ar mai fi de spus și că semnele de foc ar putea deveni foarte ușor un adevărat carusel al deșertăciunilor dacă Saturn nu și-ar face puternic simțită prezența în Săgetător, ca să ne întrebe pe ce anume ne bazăm filozofia de viață, sistemul de credințe. Prezența lui Saturn în acest semn ne provoacă să vedem ce este depășit în viziunea noastră despre existență în general, să ne întrebăm dacă mai există fond dincolo de formă. Saturn provoacă toate aceste sisteme și le supune unor teste concrete. Ce rezultate au avut în timp? Au fost legile în vigoare respectate și au dovedit ele utilitatea? Pe de altă parte, Saturn în Săgetător se va afla în cvadratură cu Neptun în Pești, o zodie de apă mutabilă, la începutul și la sfârșitul lui 2015, mai exact în lunile ianuarie, februarie, martie, noiembrie și decembrie. Putem fi martorii unor conflicte, controverse, dezvăluiri în cadrul aceleiași religii sau martorii unor confruntări între exponenții unor curente religioase sau spirituale diferite. Nu ar fi ceva nou pe scena lumii, dar în contextul respectiv, am putea chiar observa o agravare a unor tensiuni deja existente. Revenind puțin la Jupiter, pe 11 august intră în zodia Fecioarei, un semn în care este în cădere. Planeta expansiunii, a norocului, a viziunii de ansamblu, va intra în semnul detaliilor și analizei amănunțite, semnul muncii și sănătății. Proiectele dezlănțuite pe vremea lui Jupiter în Leu, cu surle și trâmbițe, sunt aduse sub lupa atentă și bine lustruită a Fecioarei. Se trece la definitivarea detaliilor care au fost trecute cu vederea, poate pentru că ne orbea prea tare lumina reflectoarelor. Se va cerceta practic și poate mai tehnic. Jupiter în Fecioară se va afla la momentul intrării lui în opoziție cu Neptun în Pești, mai exact la sfârșitul lunii august și până pe la începutul lui octombrie. Se pot reactualiza teme importante legate de alimentație, de fenomenul bio, poate controverse pe tema medicinei clasice, a medicinei alternative, dar și controverse de genul religie reprezentată de Jupiter și spiritualitate, reprezentată de Neptun. De asemenea, se mai poate discuta pe tema regulilor care privesc protecția, igiena sau securitatea în muncă.
Începând cu a doua jumătate a lunii octombrie și până la începutul lui noiembrie, Jupiter va forma un trigon cu Pluto în Capricorn. Aspectul ăsta ne aduce voința de a ne concretiza intențiile, proiectele, credința că le putem duce la bun sfârșit. Identificăm cu multă ușurință neajunsurile strategiilor noastre, dar și soluții pentru a le optimiza. Putem descoperi amănunte care pot întoarce o situație în favoarea noastră, dar și soluții de a recupera bani, bunuri, de a refolosi lucruri mai vechi, de a revitaliza o afacere. Ne găsim sensul, direcția de mers. Putem culege beneficiile eforturilor depuse în 2013 sau putem fi martorii îmbunătățirii unei situații care s-a degradat la sfârșitul lui 2007. În ceea ce îl privește pe Mercur, planeta comunicării, în 2015 acesta retrogradează doar în semnele de aer și îndeamnă la revizuirea tiparelor noastre de gândire logică, rațională. Astfel, din 22 ianuarie până în 12 februarie, Mercur retrogradează în Vărsător, din 19 mai până în 12 iunie în zodia Gemenilor și din 18 septembrie până în 10 octombrie în zodia Balanței. Deși în perioadele de retrogradare ale acestei planete este foarte indicat să fim atenți la ceea ce spunem, la ceea ce semnăm, pe unde călcăm, acestea vor reprezenta totodată ocazii deosebite de a revizui, regândi, renegocia, redescoperi, de a gândi în afara șabloanelor și limitelor, de a ieși din automatisme. Firul, altădată logic, nu mai pare la fel de logic cu Mercur retrograd, mai ales în Vărsător și Gemeni. Perioada de retrogradare prin Balanță poate aduce însă oscilații nesfârșite între da și nu. Mintea se decide greu spre o opțiune clară. Apare tendința de a ne întoarce din drum, de a ne răzgândi în mijlocul unui proiect, de a ne ascunde adevăratele intenții. În ceea ce privește planeta Venus, aceasta va retrograda în perioada 25 iulie-6 septembrie. Planeta iubirii și începe mersul de andoaselea în Fecioară și îl va încheia în zodia Leului. Perioada de retrogradare în Fecioară este de doar 6 zile, suficientă pentru a analiza la sânge fiecare sentiment, fiecare dovadă de iubire primită, tot ceea ce merge, dar mai ales ceea ce nu funcționează în relațiile noastre. Cu Venus retrograd în Fecioară avem probleme în a ne exprima nevoile. Îi asaltăm pe celălalt cu atenția și cu dorința noastră de a aduce relația la perfecțiune și, de fapt, este un fel mascat de a ne îndeplini dorințele și nevoile. În schimb, retrogradarea în zodia Leului poate să declanșeze o exprimare mult prea vehementă a propriilor dorințe prin încercarea de anulare a nevoilor celuilalt. În ceea ce privește eclipsele, în 2015 avem 4 astfel de fenomene. Mai exact, pe 20 martie, o eclipsă de soare în semnul peștilor, pe 4 aprilie, eclipsa de lună în Balanță, pe 13 septembrie, din nou eclipsă de soare, dar în zodia Fecioară și pe 27 septembrie eclipsa de lună în Berbec. Se activează așadar axa care stabilește relația dintre eul individual reprezentat de Berbec și ceilalți concept reprezentat evident de Balanță. Cele două eclipse de lună ne atrag atenția asupra dezechilibrelor care trebuie corectate și avem jumătate de an între ele pentru a descoperi cum anume putem ajunge la un acord între nevoile noastre și cele ale persoanelor importante care ne înconjoară. În schimb, axa Fecioară-Pești, care se ocupă de sănătate, credință, dar și sacrificiile pe care le facem pentru ceilalți, ne va pune întrebări gen unde ne-am neglijat pe noi doar de dragul altora sau, dimpotrivă, oare este nevoie să fim mai altruiști, să așteptăm mai puțin o răsplată pentru orice acțiune de-a noastră? Iată-ne așadar în fața unui an în decursul căruia suntem invitați să ne identificăm adaptabilitatea și flexibilitatea. Implicarea semnelor mutabile, retrogradarea lui Mercur doar în zodii de aer, vor accentua provocările mentale la care vom fi supuși și nevoia de a opera și de a accepta schimbările din viața noastră doar după ce le-am înțeles pe deplin. Tensiunile, controversele pot izbucni de la concepții de viață total diferite, dar acestea pot naște și soluții neașteptate pentru situațiile cu care ne vom confrunta. Dar să vedem în continuare cum arată 2015 pentru fiecare zodie în parte. Pentru berbecii, 2015 promite să fie un an foarte rodnic din punct de vedere profesional și financiar, deși nu va fi lipsit de unele confruntări. Sursele de finanțare pot fi contestate sau apar dificultăți în accesarea lor, mai ales în martie, iulie și decembrie. Cu siguranță au însă în față un an de stabilizări, dar și o perioadă în care pot demara proiecte noi strălucitoare. Știu să se pună în valoare nativii, iar relațiile cu străinătatea, deși vor necesita un efort susținut, le pot aduce beneficii consistente, atât profesional cât și financiare. Luptele pentru putere sau pentru un loc mai în față în ierarhia profesională nu se vor încheia și e indicat să fie cât se poate de prudenți, iar la începutul anului
le recomand nativilor să-și măsoare cu foarte mare grijă cuvintele, mai ales în perioada retrogradării lui Mercur, în care este stăpânul casei muncii, în perioada 22 ianuarie 12 februarie, mai exact. Dacă au de negociat la punctul respectiv cu un grup care nu pare prea deschis să le recunoască autoritatea, atenție mare! Această retrogradare a lui Mercur poate să fie folosită cu succes, însă pentru a-și reevalua planurile profesionale pe termen lung. Martie, aprilie și mai sunt însă luni excelente pentru a pune lucrurile pe direcție, pentru a începe ceva nou, chiar dacă ideile nativilor vor fi considerate inițial prea îndrăznețe, prea riscante și chiar dacă sunt predispuși să cheltuiască mai mult decât este cazul pentru distracții. Retrogradarea lui Mercur prin casa rubedeniilor, adică zodia gemenilor, din 19 mai până pe 12 iunie, poate încurca seriosițele unor chestiuni care păreau să își fi intrat pe un făgaș firesc. Pentru că și Marte, planeta acțiunii și guvernatoarea zodiei berbecului, trece prin același sector din 12 mai până pe 26 iunie, s-ar putea să aibă unii dintre ei senzația că au intrat într-un cuib de viespi. Pot să apară certuri cu frații, cu verii sau cu vecinii. Jupiter va intra în casa muncii pe 11 august și le deschide posibilitatea de a-și găsi de lucru dacă nu au încă un loc de muncă sau dacă nu le mai place ceea ce fac deja. Pot să primească o mărire de salariu, o primă sau vor fi avansați, dar va trebui în același timp să-și asume responsabilități suplimentare, să dea dovadă de organizare, răbdare și planificare atentă. Rivalii și concurența ar putea să încerce manevre de intimidare sau de inducere în eroare. Le recomand să-și păstreze cumpătul, deoarece respectivii nu vor avea șanse reale de reușită. La capitolul amor cu Jupiter în Leu, până în august, sunt puține lucrurile pe care și le refuză berbecii în materie de flirturi sau încurcături amoroase, iar primăvara se anunță încinsă și presărată cu reproșuri la adresa egoismului lor natural, să-i spunem așa. Situația se poate complica pentru berbecii care au relații la distanță sau care trebuie să se mute cu serviciul sau cu studiile în altă parte. Lucrurile nu se vor așeza de la sine. Este nevoie de efort, de stăruință pentru ca relația să funcționeze armonios. Același lucru este valabil dacă persoana iubită se va afla în situația de a se muta ea. Cu eclipsa de lună în casa parteneriatelor în aprilie și cu Saturn în Scorpion din iunie până în septembrie, relațiile berbecilor vor fi supuse multor teste și li se va cere să pună în echilibru nevoile lor și nevoile celuilalt. Se pot actualiza teme legate de loialitate, încredere, intimitate și resurse comune. Stăpâna casei relațiilor Venus, aflată în ciclul retrogradării în perioada 25 iulie 6 septembrie, îi poate arunca orbește într-o furtună amoroasă care se va dovedi pe la mijlocul toamnei lipsită de fapt de substanță. Le spun berbecilor să se distreze dacă simt nevoia, dar foarte important să evite complicațiile și să nu transmită mesaje eronate celorlalți. Dacă ei înșiși nu iau lucrurile în serios, ceilalți s-ar putea să o facă, de unde pot rezulta tot felul de evenimente cu final abrupt sau scandalos. Finalul anului pune mai mult accent pe relația cu familia. Eclipsa totală de lună din 28 septembrie are loc în zodia lor și deschide un nou ciclu de reevaluare personală, de evaluarea dorințelor și nevoilor în raport cu cele ale apropiaților. Acesta poate să fie momentul încheierii unui proiect personal sau poate aduce nevoia schimbării de imagine. Vor fi într-un plin proces de schimbare, revoluție personală chiar, dar energia, originalitatea și dinamismul pot fi contestate de eterna instituția părinților. Aceștia vor fi mereu gata să le reproșeze că sunt prea raprizi, că nu se conformează sistemului și, în general, că nu gândesc înainte de a produce haos în universul personal sau familial. Taurilor, le recomand ca măcar în primele luni ale lui 2015 să nu amestece plăcerea cu munca și să nu dea naștere la bârfe, neînțelegeri și controverse. Oricât și-ar ascuți ei armele seducției, unele relații par să nu rămână doar în stadiul de amiciție și e mai indicat să nu forțeze nota. Există însă și nativi tauri care din martie încolo ar putea pune bazele unei prietenii care să evolueze de-a lungul anului în mod spectaculos spre ceva cu totul și cu totul nou și palpitant. Atenție însă la tendința de a căuta parteneri care să-i ajute să fugă de realitate. Cu siguranță însă vor exista momente de încercare, dubii nenumărate vis-a-vis de intențiile celuilalt, pentru că Saturn se va afla din 15 iunie și apoi începând cu 18 septembrie în casa intimității, a încrederii reciproce și bunurilor comune. Și tot Saturn revizitează și retrograd și apoi din nou direct, în perioada dintre cele două date amintite, casa parteneriatelor.
Din 11 august, Jupiter intră în sectorul asociat plăcerilor și relațiilor sentimentale. Dacă sunt deja căsătoriți, pot reinventa pasiunea în cele mai mici detalii. Dacă încă nu au o relație, premisele de a găsi pe cineva care să-i răsfețe par să fie propice, dar trebuie să țină cont de faptul că sporesc confuziile de la începutul anului între iubire și prietenie. Din punct de vedere financiar și profesional, 2015 este pentru Tauri un an dinamic, dar poate fi mai dificil să obțină rezultate concrete de pe urma muncilor. Este însă o ocazie bună pentru a-și dezvolta tenacitatea, perseverența și atenția. Riscă dacă aleg să se bazeze pe finanțări din partea prietenilor sau a altor grupuri de cunoscuți. Promisiunile mărețe ale acestora îi vor urmări tot anul, dar propunerile de afaceri nu îi avantajează pe nativi, oricât de tentant ar suna. De asemenea, se recomandă prudența la tranzacțiile online, cumpărăturile de pe internet, dar și referitoare la aderarea la cluburi, organizații sau chiar partide politice. Oricât de subțiat le pare portofelul, n-ar trebui să cedeze în fața ceea ce pare a fi un câștig ușor. În plus, eclipsa totală de pe lună din 4 aprilie le va afecta sectorul muncii și e posibil să decidă să înceteze o colaborare, să-și dea demisia sau, dimpotrivă, să fie ei anunțați că nu mai e nevoie de serviciile lor. În mai și iunie sunt predispuși să comită erori financiare pentru că stăpânul casei banilor, adică Mercur, merge retrograd chiar prin sectorul pe care îl guvernează în cazul Taurilor, în perioada 19 mai 12 iunie. Aceasta este o perioadă bună pentru a-și revizui bugetul, dar și pentru a revizui banii la comun. E bine să fie cât se poate de prudenți dacă au pe mână finanțele altora. Cea din urmă, retrogradarea lui Mercur va avea loc în perioada 18 septembrie-10 octombrie în Zodia Balanței, sector al muncii în cazul Taurilor, și le poate da peste cap programul. Relațiile cu colegii pot să apară confuzii, să se retăcească hârtii sau să se simtă dintr-o dată striviți de responsabilități. Merită să depună efort și să persevereze ca să păstreze totul pe linia de plutire. Le recomand să-și reorganizeze prioritățile, programul, să-și revizuiască atitudinea față de cei cu care lucrează. Veștile bune apar însă pe acasă în decursul lui 2015. Relația cu familia se va armoniza dacă au avut parte de divergențe. Se vindecă răni vechi pe care le poartă încă din copilărie. Pot să treacă peste unele resentimente vis-a-vis de rudele lor. Totul este să schimbe perspectiva din care privesc problema și să facă loc compasiunii și iertării. Se prea poate ca la începutul anului să primească vestea unei moșteniri, să fie incluși într-un testament sau să fie beneficiarii unei polițe de asigurare, dar nu va fi simplu să intre în posesia bunurilor sau a banilor. E foarte posibil să li se pună condiții sau documentele să fie contestate chiar în instanță. Acest lucru nu înseamnă că pierd beneficiile, ci probabil trebuie doar să se lupte pentru ele. Din 11 august, Jupiter intră în Zodia Fecioare, în casa copiilor, și parcă le mai vine inima la loc în ceea ce îi privește pe cei mici, dacă iau. Sesizează amănunte care, până la punctul respectiv, nu le-au observat, iar acestea îi pot ajuta să-și abordeze în mod constructiv relația cu urmașii lor. Pot apărea însă neplăceri sau provocări legate de copiii dintr-o căsnicie anterioară sau, știu eu, dintr-o căsnicie anterioară a actualei perechi de viață. Bineînțeles, dacă este cazul. Va fi vorba despre chestiuni delicate pe care ar trebui să le trateze cu mare atenție. Și asta pentru că au implicații atât materiale, dar și afective. Cu Neptun în casa carierei, statutului social și reputației, sunt deja câțiva ani de când gemenii își făuresc idealuri înalte legate de acest sector de viață. Aspectele dinamice pe care Neptun le va face cu Saturn și Jupiter au rolul de a aduce realism viziunilor în 2015. Pe de altă parte, perechea de viață, un asociat sau un partener de afaceri se va dovedi foarte dur și decis să-i aducă rapid cu picioarele pe pământ în ceea ce privește posibilitățile profesionale ale nativilor sau modul în care visează să ajungă ei faimoși peste noapte. E indicat să-și reevalueze strategiile pe termen lung și să încerce să privească criticile într-un mod constructiv. Primul trimestru al anului pare să scoată la lumină, în cazul lor, rivalități și ambiția perechii de viață, care îi vrea pe nativ să fie mult mai sus din punct de vedere profesional. E bine să rămână deschiși la negocieri, mai ales acolo unde un client mai vechi și important nu mai este mulțumit de termenii colaborării. În cea de-a doua jumătate a lunii iunie, Saturn se întoarce și el în Scorpion, unde va sta până în a doua jumătate a lui
septembrie. Pentru nativii din Gemeni, aceasta este sectorul muncii și e posibil ca în perioada respectivă să se simtă mai presați de responsabilități, când de fapt li se cere doar să respecte un anume protocol sau anume reguli care nu-i prea încântă. Dar în noiembrie și decembrie e foarte posibil ca perechea de viață sau asociații să le pună condiții asupra utilizării bugetului comun. De aceea va trebui probabil să-și revizuiască proiectele profesionale și să ia serios în considerare o schimbare. Le recomand de asemenea să cerceteze amănunțit ofertele profesionale și financiare pe care le primesc. La capitolul amor însă, 2015 ar putea fi oarecum confuz pentru gemeni, mai ales dacă se găsesc încurcați încă din 2014 în istorii amoroase mult prea intense pentru gustul lor. Eclipsa totală de lună din 4 aprilie, care va avea loc chiar în casa iubirii, poate să aducă un test sau un nou început în plan sentimental. Depinde foarte mult în ce relație sunt ei la punctul respectiv. Saturn în casa parteneriatelor îi poate soma până pe 15 iunie și apoi, începând din 18 septembrie, să-și revizuiască concepțiile despre relații, să-și schimbe perspectiva, să caute alte abordări. Nu mai merge să dea totul în glumă sau să-ți iasă povești iluzorii la urechea celor care așteaptă de la ei un răspuns clar, mai multă implicare sau pur și simplu mai multă maturitate emoțională. Spre surprinderea tuturor, parcă se simt atrași de persoane responsabile, serioase, care să le ofere o perspectivă coerentă asupra vieții. Totuși, vara, mai exact în intervalul din iunie până la finalul lui august, va promite multă efervescență, îndrăgosteli bruște și relații incitante. Își recâștigă încrederea în puterea lor de seducție și pot descoperi farmecul și forța emoțiilor și a sentimentelor scăpate de sub control rațional. Le recomand să fie pregătiți să facă adevărate cascadorii pentru a evita din complicațiile unei agende amoroase care devine cumva prea greu de gestionat. Din 11 august, Jupiter intră în zodia Fecioarei. Pentru nativi, sector asociat familiei și căminului, încep să observe fiecare crăpătură din perete, pețele de pe gresie sau piatra de pe faianță. Au impresia că spațiul de locuit este prea mic pentru nevoile familiei. Ajung la punctul în care să părăsească poate casa părintească, se mută de unii singuri sau analizează perspectivele unor tranzacții imobiliare. Se apucă de renovat sau invită pe cineva să locuiască împreună cu ei. De la finalul lui septembrie și până spre jumătatea lui noiembrie, Marte traversează sectorul asociat familiei și căminului și îndeamnă la acțiune. E indicat, deci, ca în perioada respectivă să se concentreze asupra relațiilor de familie, mai ales acelora cu părinții, asupra renovării, după cum spuneam, dar pot finaliza și vânzări sau cumpărări, ori închirieri de spații de locuit. Cel mai probabil va trebui să apeleze la sprijinul rudelor pentru a se putea descurca, pentru că vor fi foarte solicitați și la locul de muncă. Anul racilor poate începe într-o notă cam posesivă în încercarea lor, uneori disperată, de a se apropia cât mai mult de persoana iubită. Dar poate că aceasta consideră că, de fapt, nativii sunt foarte sufocanți, dependenți și de aici o întreagă serie de discuții în contradictoriu și tensiuni. Le recomand să evite reproșurile și să nu se apuce să dezgroape preistoria relației respective. E indicat, de asemenea, să evite scenele de șantaj sentimental și de autovictimizare. În caz contrar, primele 3 luni ale anului îl pot alunga de lângă nativi pe respectivul sau respectiva la care țin. E bine să nu se țină chiar cu dinții de respectiva relație sau, mă rog, cu cleștișori în cazul lor. Ar trebui să încerce mai degrabă să treacă peste fazele pudor și să-și exploreze nevoile, latura lor erotică, să discute cu cărțile pe față. Ar fi bine totuși să evite aventurile sentimentale cu iz ilicit. Evenimentele explozive din martie, iulie și decembrie nu-i mai lasă să se complacă în visare, ci îi obligă să se confrunte cu realitățile parteneriale mai puțin plăcute. Pot simți chiar că li se dă lumea peste cap, că dispare sentimentul de siguranță și protecție, dar au șansa să progreseze în gestionarea relațiilor. Mai exact, ori merg la bal, ori merg la spital. Dar măcar vor ști cum stau. Deciziile finale în ceea ce privește relațiile deja existente se iau în perioada în care Saturn revine în Scorpion și în casa iubirii, adică între mijlocul lui iunie și mijlocul lui septembrie. E posibil să se confrunte cu o senzație apăsătoare, că nimeni nu-i mai iubește, că nu li se mai acordă suficientă atenție, că nu mai sunt prețuiți cum se cuvine în cadrul cuplului. Lecția pe care totuși este momentul să-și o însușească până când Saturn revine
devine definitiv însăgetător pe 18 septembrie, este aceea valorii personale. În ceea ce privește banii și cariera, anul începe intens și sunt posibile discuții în contradictoriu despre situația profesională și, bineînțeles, financiară. Retrogradarea lui Mercur pe axa financiară în perioada 22 ianuarie-12 februarie va reprezenta o oportunitate de a-și revedea strategiile lor, de a schimba destinația unor fonduri, de a schimba prioritățile de plată. Este o șansă de a descoperi de unde provin posibile pierderi sau unde cheltuiesc nejustificat de mult. Oricum, avându-l pe Uranus în casa carierei, a statutului social și a reputației de ceva ani încoace, s-au tot obișnuit cu turbulențele, răsturnările de situație și agitația, cu contestațiile și nemulțumirile celor din jur. Jupiter, aflat în casa banilor până pe 11 august, și Saturn, aflat în sectorul asociat muncii până în iunie și apoi începând din septembrie din nou, îi ajută pe Raci să stabilizeze lucrurile și inspiră să-și gestioneze cu cap resursele pentru a putea progresa în carieră, așa cum n-au mai făcut-o de multă vreme. Le recomand să se aștepte totuși la responsabilități în plus, dar acestea le pavează drumul spre o posibilă promovare. Odată cu intrarea lui Jupiter în zodia Fecioare pe 11 august, se va recomanda o abordare ceva mai conservatoare, mai analitică a proiectelor și dialogurilor care au legătura cu munca și cu banii. Activitatea nativilor și roadele acesteia vor depinde foarte mult de abilitățile de comunicare, de interacțiune cu colegii, prietenii, colaboratori. Nu în cele din urmă, în ultimul trimestru al anului, le recomand să cântărească cu mare grijă ofertele de muncă din străinătate sau cele care presupun să se mute ei în altă localitate. Au tendința, spun lucrul ăsta, de a-și face iluzii în legătură cu respectivele oferte. Relațiile cu familia pot fi însă serios perturbate și de retrogradarea lui Mercur în sectorul asociat căminului din 18 septembrie până pe 10 octombrie. Pot să apară neînțelegeri, se spun vorbe grele, cele mai multe fără acoperire, cel mai indicat ar fi să-și reevalueze direcția în viață și bazele pe care construiesc orice. Ar trebui să privească și cu obiectivitate ceea ce au de spus apropiații. Poate că au dreptate uneori să le mai conteste deciziile. Ultimele două luni ale anului vor aduce însă alinare, pace și înțelegere. Mai mult pot lucra cu spor la proiecte domestice de care s-au tot împiedicat și care au creat tot felul de tensiuni în relația cu membrii familiei. Jupiter, marele benefic, rămâne în zodia leilor până în august 2015. Ca atare, în prima jumătate a anului, nativii au mult optimism și credința nestrămutată că vor da lovitura, dar există riscul să-și supraaprecieze șansele. Doresc să strălucească cu orice preț la propriu, o fapt ce îi poate destabiliza financiar în mod serios, dacă nu se limitează în legătură cu cheltuielile legate de propria imagine. Succesul nu vine cu ușurință, va fi nevoie de efort susținut, de disciplină, de strategie și de mai mare atenție la tot ceea ce înseamnă taxe, impozite și chiar împrumuturi. Tot la începutul anului, atmosfera de la locul de muncă tinde să fie mai tensionată. Se reaprind unele conflicte cu care deja sunt familiarizați încă din 2014. Partea bună este că de data aceasta disputele sunt constructive. Se creează perspectiva unor schimbări spectaculoase în bine. Luna martie poate să aducă o răsturnare de situație. Li se deschide poate un drum, posibil chiar spre străinătate. Preiau controlul și pot fi nominalizați în fruntea unui proiect. Reușesc să ajungă la o înțelegere cu șefii, cu investitorii. Important este să vină cu o viziune cu totul și cu totul nouă asupra unei probleme vechi. Vara, în schimb, aduce contestații din nou ale statutului lor de lider. E posibil să li se pună la îndoială abilitățile, loialitatea. Ar trebui să considere aceste provocări o șansă de a-și demonstra valoarea și să nu se descurajeze. Le recomand să fie prudenți în ceea ce privește afacerile pe care le propun prietenii, mai ales dacă acestea promit îmbogățiri rapide. Jupiter părăsește zodia lor și intră în Fecioară la mijlocul lui august, ceea ce poate însemna o stimulare plăcută a sectorului financiar, o șansă să-și eficientizeze munca și o gospodărire mult mai cumpătată a veniturilor. Astfel, poate nu vor câștiga neapărat mai mulți bani lei, ci li se va părea că au mai mulți pentru că își gestionează bugetul cu cap și cu mai mare atenție la detalii. Cu Saturn însăgetător până în iunie, apoi din nou din 18 septembrie până la finalul lui 2015, nu sunt favorizate speculațiile financiare, dar în schimb sunt aspectate în mod pozitiv realizări deosebite pentru cei care activează într-un domeniu artistic sau chiar în industria de divertisment. În ceea ce privește iubirea, însă, anul leilor începe cu Mercur retrograd chiar în casa relațiilor, între 22 ianuarie și 12 februarie, ceea ce le poate aduce dificultăți de comunicare în cuplu. Tot ceea ce
spun poate și va fi folosit împotriva lor, iar un compromis este imposibil de atins, mai ales pentru că pretind foarte mult de la cei din jur. Dar oare întrebarea care este acum oferă nativii la fel de mult sau se consideră mai degrabă ei înșiși un altar al iubirii pe care ceilalți trebuie să depună în permanență ofrande? În martie, dacă presiunea relațiilor este prea mare și se simt constrânși de obligații, în loc să se certe, ar trebui să ia distanță. La propriu, o călătorie poate fi de bun augur și pentru leii celibatari care au șansa să își întâlnească iubirea vieții, de ce nu? La fel de propice este întâlnirea pentru întâlnirea aceasta epică, poate să fie un mediu universitar, un schimb de experiență, o colaborare în afara granițelor țării. Perioada cuprinsă între mijlocul lui iunie și mijlocul lui septembrie poate aduce un final, o separare, se poate ajunge la capătul răbdării. Nu se mai poate decât cu o abordare sinceră a problemelor cu care se confruntă în cuplu deja de un an și mai bine. Ultima parte a lui 2015 nu este lipsită de tensiuni, dar dacă sunt suficient de răbdători și de practici, nu se vor lăsa târâți în conflicte financiare și în părțeli, dacă decid să se separe de perechea lor. Atenție maximă la zvonuri, suspiciuni și acuzații de trădare. Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. În 2015, nativii din Fecioară vor avea nevoie de răbdare și perseverență în ceea ce privește munca și bani. Guvernatorul lor, Mercur, retrogradează odată în sectorul asociat muncii între 22 ianuarie și 12 februarie, odată în sectorul asociat carierei, statutului social și reputației între 19 mai și 12 iunie și odată în sectorul asociat strict banilor între 18 septembrie și 10 octombrie. În perioadele respective ar trebui să se aștepte la obstacole, întârzieri, negocieri ratate, promisiuni fără acoperire și discuții pe aceleași subiecte care par să nu ducă nicăieri. Ar putea fi ceva mai dificil decât de obicei să convingă pe ceilalți că sunt calificați, că merită mai mulți bani, că merită să fie promovați. În mai și iunie le va fi contestat statutul, se găsește cineva care să-i tot bârfească pe la colțuri. Acest lucru se întâmplă însă doar pentru că persoana respectivă se simte în mod real amenințată de realizările nativilor, așa că le recomand să nu se oprească din drum. De asemenea, se prea poate să fie contactați de un fost angajator sau de un fost coleg care dorește să reînoade o colaborare. Dacă au dificultăți în a-și găsi un job, ar trebui să tatoneze de ce nu un fost loc de muncă. Le recomand să-și păstreze realismul și să nu cadă pradă îngrijorărilor și pesimismului nejustificat. Jupiter intră în zodia lor în luna august și îi ajută să vadă și jumătatea plină a paharului. Pășesc cu încredere în propriile forțe spre oportunitățile care apar, dar atenție mare la calcule în luna septembrie. Indiferent ce investiții doresc să facă, ar trebui să-și păstreze un fond de rezervă, să-și socotească banii de mai multe ori sau de ce nu să întrebe un contabil. Nu spun asta pentru că s-ar putea să apară tot felul de cheltuieli neprevăzute. La capitolul amor, odată cu intrarea lui Jupiter în zodia lor pe 11 august, începe să se creioneze o opoziție între Marele Benefic și Neptun, bine situat în casa parteneriatelor, dar și o adevărată dezvrăjire a lumii pentru nativii care din 2012 încoace își construiesc cu grijă iluzii legate de o căsnicie sau legate de persoana cu care și-ar dori să-și petreacă restul vieții. Cei care sunt deja într-un cuplu pot simți nevoia să-și revizuiască bazele pe care acesta se sprijină. Odată înțeleasă realitatea, dezamăgirea își poate face loc ușor, ușor în viața lor și îi împinge spre o abordare mult mai rațională, dar și spre un fel de autocritică. Marte traversează și el semnul nativilor de la finele lui septembrie până în prima jumătate a lui noiembrie, iar pe 13 septembrie are loc și o eclipsă parțială de soare în zodia Fecioarei. În ciuda tensiunilor și frânelor materiale sau psihologice pe care le resimt, aceasta ar putea fi una dintre cele mai dinamice și constructive perioade din viața nativilor. În ceea ce îl privește pe Pluto, acesta va rămâne pe tot parcursul anului în sectorul asociat copiilor și va aduce profunzime relației cu cei mici, dacă iau, dar și intensitate. Este vorba despre o intensitate care de multe ori poate să conducă la încrâncenare, încleștarea voințelor, dar și la transformare de ambele părți. Le recomand să nu încheie totuși 2015 cu regrete, ci să încerce să tragă învățături. Iar dacă dintr-o dată li se par lucrurile descurajante, ar trebui să apeleze la sfaturile unei persoane mai în vârstă sau o persoană mai matură din punct de vedere emoțional. Pentru cei care sunt celibatari, a doua jumătate a lui octombrie le aduce șansa să descopere o persoană incitantă care să corespundă întru totul criteriilor lor. Ca atare, la finalul anului, trebuie să lase rezervele deoparte și să se bucure de o iubire intensă.
Anul balanțelor poate să înceapă cu bârfe și neînțelegeri la locul de muncă, dar și cu mici neplăceri legate de sistemele de comunicare. Nu sunt excluse nici defecțiuni ale aparaturii de la birou sau învinuiri reciproce pe această temă. Intuiția dublată de calitățile lor diplomatice îi poate scoate de fiecare dată din încurcătură, iar soluțiile propuse de nativi vor detensiona atmosfera. Cu toate astea, ar fi bine să privească spre viitor cu optimism și să-și reorganizeze proiectele pe termen lung până spre mijlocul lui iunie, atât timp cât Saturn se află încă în zodia săgetătorului. Jupiter în Leu, în prima jumătate a anului, îi ajută și el să-și consolideze alianțele, să-și lărgească cercul de cunoscuți, să intre în grupuri sociale influente. Lucrul ăsta le aduce, evident, avantaje profesionale și, de ce nu, chiar financiare. Saturn revine însă în Scorpion în perioada 15 iunie-18 septembrie și, din casa banilor, îi provoacă să-și arate valoarea, să caute resurse pentru a-și consolida viitorul. Ca atare, nativii din balanță trebuie să caute soluții de economisire, de reducerea cheltuielilor, își fac bugetul mai clar, trebuie să-l și respecte, mai ales dacă lansează la apă proiecte pe termen lung. Ca să reușească, trebuie însă să investească mai mult decât bani. Trebuie să investească și efort, ambiție, perseverență. În ceea ce privește dragostea, nativii intră în noul an hotărâți să clarifice situațiile confuze. Cu Marte în casa iubirii în prima jumătate a lui ianuarie și în casa parteneriatelor de la mijlocul lui februarie până pe 1 aprilie, este posibil să obțină cu mult mai multă ușurință ceea ce își doresc. Cei care sunt deja angajați într-o relație cu vechime sau sunt căsătoriți pot constata că perechea lor devine ceva mai autoritară, dar se implică mai mult decât de obicei în viața de cuplu. Se cere mult de la nativi, pot apărea desincronizări și conflicte, dar energia astrală încurajează reconcilierea, schimbarea tiparelor relaționale care nu mai funcționau. Este însă susținută și schimbarea partenerului, acolo unde diferențele devin de netrecut. E o perioadă foarte bună pentru balanțele celibatare, care își doresc de multă vreme perechea ideală. E foarte posibil să găsească nativii pe cineva care să îi scuture puțin din convenții, care să le dea peste cap concepțiile. Pentru unii, vara va coincide însă cu amplificarea certitudinii că iarba e mai verde la vecini, drept pentru care pot alerga în brațele larg deschise ale unor persoane cu obligații. Atenție! Nu sunt excluse nici descoperiri legate de infidelități ale partenerului. Eclipsa totală de lună, care are loc pe 28 septembrie în casa parteneriatelor balanțelor, va deschide calea spre reînnoirea unor promisiuni sau spre încheierea unei relații pe care nu mai consideră potrivită. Nu în cele din urmă, spre finalul anului, Saturn se va afla din nou în zodia săgetătorului, sector asociat în cazul nativilor, comunicării și relațiilor cu frații, verii, alte rude apropiate sau cu vecinii. Astfel, comunicarea capătă o altă dinamică, se poate simți o barieră între nativi și rude sau vecini. Concepțiile de viață sunt mult prea diferite și pentru următorii 3 ani este probabil că vor păstra o anume distanță sau vor crea ei înșiși o distanță în relația cu respectivii. Odată cu plecarea lui Saturn din zodia lor, scorpionii se simt eliberați de povara seriozității excesive, de nevoia apăsătoare de a se refugia după barierele secretomaniei și suspiciunii și simt nevoia să se exprime plenar, să se pună în valoare și în relațiile sentimentale. Le vine însă greu să distingă între fantezie și realitate atunci când vine vorba despre povești de iubire ocazionale, ceea ce poate să devină periculos de incitant, mai ales pentru partea adversă, care se va simți purtată de la agonie la extaz. Magnetismul nativilor poate atinge cote maxime, mai ales de la mijlocul lui ianuarie până la mijlocul lui februarie. Dacă vor să cucerească pe cineva anume, este momentul perfect pentru a face apel la inspirație, imaginație și o doză de-a dreptul letală de șarm pe care o vor aplica în aceste cazuri. E posibil însă, cu cât încercă mai tare să se îndrăgostească, cu atât mai mult să alunece ei înșiși în brațele iubirii, dar și în patima cheltuielilor exagerate pentru a o impresiona pe persoana iubită. Atenție însă, dragostea adevărată nu costă bani. Saturn va reveni însă în semnul lor în cea de-a doua jumătate a lunii iunie și va rămâne acolo până pe 18 septembrie pentru a-i ajuta să revizuiască modul în care se prezintă celorlalți, lucru foarte important și pentru parteneriatele lor. Din luna octombrie se poate simți presiunea responsabilităților sociale care îi împiedică să petreacă mai mult timp alături de persoana iubită sau reușesc, de ce nu, să pună pe picioare o relație stabilă și coerentă. Se poate ca soțul sau soția să le reproșeze că stau prea mult cu prietenii
sau cu anumite grupuri cu care au de încheiat afaceri sau față de care au diverse obligații. Din fericire, finele lui octombrie aduce și șansa unui restart. Ostilitățile se dizolvă într-o atmosferă foarte, foarte romantică. În ceea ce privește cariera, în prima jumătate a anului, dorința copleșitoare de a schimba ceva în plan profesional îi înarmează cu un supraestimări pe nativi. Dispare realismul vis-a-vis de propriile putințe, vis-a-vis de ceea ce li se cuvine cu adevărat. Pot progresa însă foarte mult în perioada respectivă. Luna martie se poate dovedi plină de surprize provocatoare legate de locul de muncă. Se schimbă ceva, poate chiar ierarhia, în vârful căreia doresc neapărat să ajungă. Ar trebui să profite de aceste șanse, dar să evite agresivitatea și să încerce să-și apropie colegii, să nu îi îndepărteze. Până în luna iunie și apoi începând cu luna septembrie, Saturn vizitează săgetătorul. În cazul lor este sectorul asociat banilor și valorilor personale. Îi așteaptă deci pe Scorpion lecții importante de responsabilitate financiară, predate de unul dintre cei mai severi profesori pe care i-au cunoscut vreodată. Le recomand să gândească pe termen lung și să limiteze cheltuielile făcute doar de dragul de a arunca cu banii. Mare atenție și la credite, la cumpărăturile de valoare mare, la plățile pe care intenționează să le facă în rate. Pot sfârși cu multă ușurință, cheltuind exagerat pe lucruri care nu merită sau de care nu au neapărat nevoie. Nu le recomand să facă achiziții impulsive, doar ca să dovedească ce putere financiară au. Odată cu revenirea lui Saturn în zodia lor, adică între 15 iunie și 18 septembrie, ar fi bine să-și pună serios problema direcției lor profesionale. Până la mijlocul lui august ar trebui să încerce să decidă deja ce vor să facă în privința reputației a imaginilor publice. N-ar trebui să mai amâne aceste decizii, să nu mai caute motive de a le evita. Nu în cele din urmă, în ultimul trimestru al anului, se recomandă să-și reevalueze sau să-și reconsolideze alianțele. N-ar trebui să se supere pe prieteni sau pe colaboratori dacă nu le aprobă planurile de investiții sau dacă îi consideră prea idealiști și predispuși la riscuri prostești, s-ar putea de fapt ca ceilalți să aibă o foarte mare dreptate. Săgetătorii nu se mai pot baza doar pe noroc și nu mai pot crede că totul se rezolvă cumva de la sine în 2015. De altfel, încă de la începutul anului se simt oarecum demotivați de realitatea financiară și din martie sunt mai motivați să pună osul la treabă, fără să se mai lamenteze în fața oricărui obstacol minuscul. E drept, prezența lui Saturn în zodia lor până în iunie și începând cu a doua jumătate a lunii septembrie va descuraja dorința de aventură, dar va încuraja efortul, disciplina și realismul. Veniturile vor depinde direct de lucrurile astea. Va trebui să-și demonstreze de asemenea în repetate rânduri integritatea, dar în același timp și creativitatea. Cu Mercur retrograd în casa parteneriatelor, mai exact între 19 mai și 12 iunie, pot să apară neînțelegeri legate de direcția în carieră, conflicte cu un partener de afaceri sau cu partenerul de viață în legătură cu munca. Se poate să simtă mai adânc și mai nemilos colții concurenței. Au însă toate calitățile necesare pentru a rezista pe piață. Le recomand să se ferească de jocuri de culise, de manevre neortodoxe și, cel mai important, n-ar trebui să lase competiția să le strice relațiile cu partenerii de afaceri sau cu asociații. Apele se mai liniștesc însă prin vară, cu condiția să dea semne de receptivitate la propunerile celorlalți și să fie ceva mai concilianți. Tot în perioada respectivă, situația financiară dă semne de revenire, dacă nu decidă cumva că e cazul să aibă cea mai extravagantă vacanță din ultimii ani, nu de alta, dar ar dori să-și îmbuneze perechea de viață. Pe 11 august, Jupiter va intra în zodia Fecioarei, în cazul nativilor, sector asociat carierei, țelurilor profesionale, statutului și reputației. Cum Jupiter este planeta care și guvernează pe săgetători, am putea spune că din a doua jumătate a lunii august se vor identifica total cu profesia. Își pot regăsi tenacitatea, dorința de afirmare, dorința de a-și depăși limitele în care s-au învârtit în ultimii ani. Învață lucruri noi despre propria persoană, despre ceea ce pot cu adevărat din punct de vedere profesional și uman. Își regăsesc motivația de a demonstra că nu sunt doar sufletul petrecerii, ci și al afacerii în care sunt implicați sau al firmei pentru care lucrează. Cu Uranus prezent pe tot parcursul anului, însă în casa amorului, nu se vor mulțumi decât cu istorii ieșite din comun. Caută persoane surprinzătoare, incitante atât intelectual cât și fizic. Nu prea simt nevoia de permanență și probabil vor dori să experimenteze cât mai mult și chiar cât mai mulți.
sunt mai degrabă îndrăgostiți de senzația de îndrăgostire decât de o persoană anume și, din această perspectivă, primele luni ale lui 2015 le vor aduce iubiri la prima vedere, focuri de artificii pe un cer de primăvară destul de înnorat. Primele trei luni ale anului pot fi bune și pentru recuceriri în păcări, își pot exersa forța de atracție și creativitatea în exprimarea sentimentelor. Iulie și august, în schimb, îi predispun la aventură și pot invita dragostea la prima vedere, din nou în viața lor. Dar toate astea nu vor face decât să-i ajute să înțeleagă cât de mult, de fapt, își doresc intimitate. Iar lucrul ăsta nu se limitează la a fi în pat cu altcineva. Septembrie, octombrie și noiembrie însă devin luni decisive în cazul vieții sentimentale. E posibil să simtă o nevoie interioară puternică de a alege între nou și vechi și să aleagă de fapt cine rămâne în viața lor amoroasă pe termen lung. În 2015, capricornilor le vor da cel mai mult bătăi de cap retrogradările lui Mercur. Fenomenele astea vor afecta în mod direct sectoarele asociate muncii și banilor și de aceea sunt predispuși la a comite erori pe care în mod normal nu le-ar face. Începe anul foarte concentrați asupra surselor de venit și cu dorința de a-și îmbunătăți capacitatea de a câștiga bani, dar adevărul este că nu prea sunt mulțumiți de sumele propuse. În perioada 22 ianuarie 12 februarie, cât Mercur retrogradează în Vărsător, negocierile nu decurg strălucit și poate că este mai bine să aștepte până să-i ceară șefului niște bani în plus. Mai mult, colegii le pot interpreta greșit intențiile sau vorbele. Nu ar trebui să se dea bătuți, pentru că tensiunile se evaporă dacă dau dovadă de puțină bunăvoință și mai multă răbdare în a le explica celorlalți strategiile lor financiare. Februarie, martie și începutul lui aprilie pot fi foarte favorabile pentru cei care au afaceri legate de domeniul imobiliar. Este de asemenea posibil să moștenească un bun de valoare, să-și primească partea de profit dintr-o investiție comună sau să crească pensia de întreținere a copilului. Din 19 mai până în 12 iunie, Mercur retrogradează în zodia Gemenilor, sector asociat muncii în cazul capricornilor, și le poate fi mai greu decât de obicei să-și gestioneze corect ritmul de lucru, astfel încât să îndeplinească eficient și la timp toate sarcinile trasate la serviciu. Cel mai probabil va trebui să petreacă mai mult timp la locul de muncă sau își iau de lucru și acasă. Acest gest ar putea însă să creeze tensiuni în relația de cuplu. Nu în cele din urmă, din 18 septembrie până în 10 octombrie, Mercur retrogradează în balanță și de aceea s-ar putea să fie tentat să lase baltă proiecte mai vechi pentru a porni într-o direcție cu totul și cu totul nouă. Le recomand să nu renunțe totuși. Eventual, pot să-și ia mai mult timp de gândire și să analizeze informațiile pe care le primesc. Merită mai degrabă să se reîntoarcă la colaborări mai vechi pe care le-au întrerupt cu ceva timp în urmă. Sunt specialiști în escaladarea înălțimilor, până la urmă n-ar trebui să se lase descurajați de unele obstacole până la urmă minore. În schimb, în amor, Jupiter va rămâne în prima jumătate a anului în sectorul asociat intimității, dar și relațiilor ilicite. Acest transit le pune la dispoziție suficiente resurse pentru a-și consolida o relație pe care o prețuiesc cu adevărat, pentru a înțelege mecanismele care îi țin alături de persoana iubită, care sunt nevoile lor reale și ceea ce își dorește perechea. Altfel spus, ar putea și ei să se dezlănțuie măcar o dată în viață, să experimenteze la maxim și eu pot constata că nu este deloc atât de greu să ajungă pe culmi și să-i mai ducă și pe alții alături de ei. Chiar dacă este vorba aici despre culmile, plăcerile intime și mai puțin de cele ale extazului financiar. E drept, cu determinarea lor caracteristică, capricornii le pot atinge pe amândouă. Pe de altă parte, Venus retrogradează în sectorul asociat intimității toată luna august și în prima săptămână din septembrie, timp în care Marte activează acest domeniu de viață. Poate deveni greu să se decidă ceea ce vor cu adevărat. Aproape imposibil să calculeze toate riscurile amorului lipsit de inhibiții și ale unei relații extraconjungale. Tendința va fi să exagereze cu vanitatea și dorința de a se arăta experți în cum trebuie să funcționeze relația lor pe care o visează. Există însă și capricorni care în decursul acestui interval transmit mesaje eronate sau contradictorii sexului opus. Vor face un dans obositor înainte și înapoi sau vor încuia sentimentele și emoțiile la loc sigur și nu le vor împărtăși nici sub amenințarea cu ruperea relației. Le recomand să nu se lase totuși înșelați de mrejele vreunei foste iubiri de apa
aparenta siguranță pe care le oferă reînnodarea unei relații. Cel mai probabil aceasta nu va ține. Mai degrabă trebuie să fie deschiși spre compromis, dar nu în ceea ce privește trecutul. Dacă sunt celibatari, atunci se poate să aibă șansa unor întâlniri de-a dreptul spectaculoase în noiembrie și decembrie, atunci când viața socială se animă. N-ar trebui să refuze ieșirile cu prietenii, aniversările, petrecerile sau team building-urile. Se anunță foarte promițătoare din punct de vedere sentimental. În cazul vărsătorilor, Neptun este prezent și anul acesta în sectorul asociat banilor. Adică de la inspirație la iluzie nu este decât un pas. E ca și cum ar urmări un miraj, acum este, acum nu. Sau îi poate urmări mirajul cheltuielilor nesăbuite pentru a impresiona pe cineva. Sau poate pentru a cumpăra un favor, două, de la persoane influente. Din a doua jumătate a lunii ianuarie și până la a doua jumătate a lunii februarie, Marte le traversează și el sectorul asociat finanțelor și poate aduce multă energie și dorința de câștig. Dar totul depinde de modul în care își structurează și organizează țelurile. Altfel, riscă să irosească tot ceea ce câștigă. Le recomand să-și acorde timp de gândire, să se consulte cu asociații, cu partenerii de afaceri și, până la începutul lui aprilie, să lucreze la lărgirea rețelei de distribuție, la promovarea afacerii personale. Cel mai indicat ar fi să înceapă de la ei din cartier, din vorbă în vorbă. Din 15 iunie până pe 18 septembrie, Saturn le va traversa sectorul asociat carierei, statutului public și reputației pentru a le reaminti încotro și-au propus să meargă, mai ales din punct de vedere profesional, care erau țelurile lor de acum 14 ani. Se prea poate ca un proiect început atunci, adică în urmă cu 14 ani, să ajungă la final sau pot avea abia acum revelația drumului pe care ar fi trebuit să o apuce. Pentru cei mai tineri dintre nativi, este o perioadă care le acordă șansa de a-și asuma primele responsabilități profesionale serioase, să semneze un prim contract important sau să beneficieze de o primă promovare. Bineînțeles, dacă merită. Din 19 august însă, Jupiter intră în zodia Fecioarei. În cazul lor, sector asociat banilor și bunurilor comune, moștenirilor și taxelor și prin opoziția cu Neptun, situat și el într-un sector asociat banilor munciți, va ridica problema modului în care decid să-și organizeze bugetul și investițiile. E bine să ia la bani mărunți proiectele financiare, indiferent dacă acestea înseamnă intenția de a lua un credit pentru un televizor nou sau pentru a finanța o investiție la scară mare. Iubirea, în cazul vărsătorilor, va sta sub semnul lui Jupiter în 2015. Marele benefic rămâne în casa parteneriatelor până în mijlocul lui august, după care își va face intrarea triumfală în sectorul asociat intimității, sexualității, pentru a da peste cap toate concepțiile despre acest subiect. Jupiter este responsabil cu creșterea, expansiunea, dar și cu excesele, cu exacerbare. Vărsătorii care sunt partea unui cuplu solid vor învăța cum să crească alături de partener. Se continuă proiecte comune începute în vara trecută. Se simt împliniți. Dacă însă cuplul nu este dintre cele mai solide sau au motive să se plictisească, se simt datori chiar să depășească limitele acestuia și să-și găsească alternative pe termen scurt. La fel de bine, o problemă minusculă și nesemnificativă a vieții în doi poate să capete, sub influența jupiteriană, proporții gigantice. Dacă marele benefic îi poate motiva să găsească soluții pentru a depăși și pentru a stabiliza viața sentimentală. Ultimele luni ale anului 2015 le pot aduce nativilor incertitudini. Se simt dintr-o dată nesiguri, puși față în față cu noi provocări de ordin sentimental. N-ar trebui să ia decizii la minut, oricât de incitant sau eliberator li se pare acest gest. Prietenii îi ajută să se scuture de idealizări, pentru că oricum acestea nu îi caracterizează pe nativi. Pentru pești, anul începe cu zvonuri legate de relațiile lor. Au tendința să deformeze informațiile primite, să se refugieze într-o lume imaginară destul de tulbure. Și asta se întâmplă din cauza lui Mercur retrograd în zodia vărsătorului în cea de-a doua jumătate a lunii ianuarie și prima jumătate a lunii februarie. Perechea nativilor se poate ambiționa să-i pună față în față cu propriile lor obiceiuri proaste, care aduc prejudicii serioase cuplului, iar nativii simt nevoia să fugă în lume cu un artist care să-i
facă să uite din nou de plata chiriei și, în general, de tot ceea ce este concret. Nu au în față un an prea stabil din punct de vedere sentimental peștii. Se agită de colo-colo, ba în relație, ba fără ea, ba înapoi de unde au plecat, ba iarăși pe aripile vântului. Dar din toate aceste plimbări pot învăța într-o manieră ce-i drept cam dură, unde anume trebuie să pună limita, până unde nu este periculos să se lase, purtați cu vorba. E un fel de invitație indirectă de a deveni mai conștienți, mai responsabili. În schimb, eclipsa totală de lună din 4 aprilie va activa și ea sectorul asociat intimității, dar și al resurselor comune și îndeamnă fie să ducă o relație abia începută spre un nou nivel mai profund, fie să pună capăt unei încurcături amoroase care tinde foarte ușor să devină de-a dreptul sordidă. În iunie, iulie și august le recomand să se concentreze asupra mariajului, parteneriatului de termen lung și asupra modului în care înțeleg ei să relaționeze cu celălalt. Odată cu intrarea lui Jupiter în zodia Fecioarei, adică în sectorul asociat parteneriatelor oficiale pe 11 august, se poate deschide pentru nativi o etapă interesantă de progres și conștientizare. Crește dorința de a coexista în cuplu și de aceea se poate să fie mai deschiși pentru o repriză de împăcări, concilieri, negocieri. Dar de data asta nu li se mai dă voie să umble cu capul în nori, să încerce să evite realitatea și să înnoate doar într-o tulbure cascadă romantică. Trebuie să se adune, să se afirme, să-și asculte prietenii mai în vârstă sau cu mai multă experiență, pentru că știu despre ce vorbesc. Din păcate, la capitolul bani, 2015 se anunță un an cam instabil pentru pești și asta din cauza lui Uranus, care afectează direct sectorul financiar. Dorința de independență poate să creeze controverse și poate pierderi, dar este bine să-și păstreze cumpătul, să acționeze rapid la pont. Saturn se va afla până în iunie și apoi din a doua jumătate a lunii septembrie în sectorul asociat carierei, statutului social și reputației și creează premisele pentru ca nativii să lanseze o afacere nouă, dar bine gândită. De asemenea, există posibilitatea să înceapă o carieră cu totul nouă, să fie recunoscuți pentru ceea ce au realizat până la punctul respectiv, pot face primul pas pentru a deveni adevărați lideri. Jupiter, al doilea guvernator al peștilor, va pune și el umărul la succesul nativilor, pentru că până în luna august se va găsi în sectorul asociat muncii. Muncesc, adică peștii, cu drag, cu spor, pentru a duce la capăt tot ceea ce au început în 2014. Se simt inspirați să îmbunătățească ceva la jobul lor, să creeze ceva special sau există posibilitatea chiar să găsească un post mai bun. Lunile de vară vor aduce realizări deosebite în plan profesional pentru că reușesc să-și construiască alianțe importante. Se creează condițiile pentru a găsi calea de a se apropia de oameni cu influență și de a le câștiga acestora încrederea. Așadar, n-ar trebui să fie timizi, trebuie să se exprime, pot deveni o adevărată sursă de inspirație pentru proiecte majore. Jupiter, care intră pe 11 august în Fecioară, activează, după cum spuneam, sectorul parteneriatelor de orice fel. Se pot aștepta, deci, la propuneri interesante de asociere, dar ar trebui să încerce să nu-și construiască iluzii mărețe în legătură cu acestea. Partenerii devin și ei un pic mai critici decât de obicei, dar nu au intenții rele. Probabil nu vor face altceva decât să încerce să-i țină pe nativi cu picioarele pe pământ. Se poate ajunge însă la conflicte de principii și vor avea la ce medita până la finele anului, mai ales după ce Saturn va reveni în zodia Săgetătorului pe 18 septembrie. Ar putea fi ceva mai dificil decât de obicei să găsească o cale de mijloc, să țină în armonie colaborările sau relația cu asociații și superiorii. Este foarte posibil ca viziunea plină de compasiune a peștilor și împănată de crezuri spirituale să nu se poată armoniza cu viziunea practică. De aceea le recomand însă să fie foarte atenți la sărbătorile de iarnă de anul viitor. Aceștia îi vor inspira în identificarea unei căi eficiente de compromis. Încheie aici această ediție a emisiunii Astro Confidențial. Eu sunt Monica Vasiliev și vă urez un an nou cu multă fericire și împliniri. Noi ne revedem în curând!